Eu am fost, cum se zice, făcut la bere găți. Sau mi s-a curmat drumul. Și m-am resemnat. M-am dat la o parte. Nici un bani. Până la urmă, viața va face dreptate. Nu vreau să intru la mănunte cum. La modul mărșav. Întotdeauna mi-a fost frică de Dumnezeu. Frică în sensul că e mult mai mare și viața mea aici pe pământ e datorită lui Dumnezeu. Și pentru că sunteți credincios. Mi-a fost frică de lege. Adică nu se poate să trăiești în viață fără de lege. Adică, bă, mai bine nu mănânc, știu să rab de sete, de foame, dar nu-i nimeni ușă de biserică. Cine spune, nu vreau să sar dintr-o parte în alta, dar nu mi-am bătut joc de nimic. Și m-am ferit și mi-a fost dragă libertatea, ca și sănătatea. Ei, am ajuns în situații în care, sigur, că plângea sufletul mine, dar probabil că Dumnezeu a fost mai presus. Și sunt mulți oameni inteligenți în lumea asta. Să știți, în noile structuri de putere sunt oameni scripitori și mă bucur pentru asta. Și au și o conștiință, probabil, și judecă. Și mă bucur când în structuri de putere au ajuns oameni tineri, văd oameni tineri, că sunt femei, că băiat și frumos la fizic, la chip și deștepți. Mă bucur că știu să facă ordine și mă bucur că mai scutură câteodată sistemul și pe unii chiar le schimbă destinul. 2 minute, domnule Liviu Russo. Ați avut persoane apropiate care au încercat să vă împiedice, care au încercat să vă facă mult rău? Persoane la care cândva ați ținut și ați fost chiar prieteni? Încerc să uit de 4 ani. Încerc să iert de 4 ani. Încerc să iert toată viața. Pe oricine. Eu, dacă suntem undeva în deșert înfometați și trebuie să sacrificăm ceva, o reptilă, un pui, să zic, îl parașutează cineva acolo. Noi murim toți de foame, eu nu-l tai. Aia nu înseamnă cât eu de blând și cât. Deci nu-mi place să fac rău. Nu-mi place să iau locul nimănui. Eu am locul meu în viață, l-am avut. Eu n-am vrut locul nimănui. Dacă aș fi vrut să iau locul cuiva, luam de multe conjuncturi, multe situații. Însă nu-mi place să pozez nici în victimă acum, în fața mea voastră.